Spectacol pentru tineri. Vineri la Vulcan s-a derulat o manifestare dedicată tineretului. Spectacolul de muzică folk, rock și poezie s-a desfășurat sub genericul Cenaclul Tineretului, pe scena amenajată la Statuia Minerului, urcând mai multe formații, dar și soliști. Printre aceștia s-au numărat Florin Paul Camen, Emil Horvat, Adrian Câmpeanu, Cătălin Stepa, Nicușor Coroabă, Ileana Berchi, trupa Valahia sau grupul Acțiune Stin. Tinerii din municipiul Vulcan și nu numai din Vulcan simt nevoia de anumite spectacole care să ajungă sufletul lor. Este un spectacol în care vrem să ne amintim și de Adrian Pampăunescu și de ceea ce a fost Cenaclu Flacăra, fără să vrem să copiem sau să ne apropiem foarte mult, că bineînțeles vor reuși. Manifestarea a fost organizată de către Primăria Municipiului Vulcan.